o zi doar pentru ei. Copiii din orașul Sângerei s-au distrat pe măsură astăzi. Micuții au dansat și au cântat, au colorat și au desenat pe asfalt, s-au dat la tobogane și și-au pictat eroii preferați pe față. Nelipsită de la eveniment a fost înghețata, pe care ei au primit-o gratuit, dar și popcornul și vata dulce. Eu n-am făcut toate, dar cel mai mult îmi plac. Nu am, n-am preferata. Dar mi-a desenat niște balonașe. De cele mai multe ori copiii vreau cele mai mari cu fluturaș. Lor foarte mult le place fluturaș de aer. Băieții le plac foarte mult mingile pe față. Copil, chiar ca un copil și eu, îmi plac foarte mult activitățile astea. Mie îmi par vesele și interesante. Mie îmi place să cânt și să pictez. Dar de aici să ascult copiii cum cântă și se dansează. Nu doar copiii, dar și părinții s-au simțit de minune astăzi. Potrivit acestora, în așa zile își mai amintesc și ei de copilărie. Interesante și frumoase. Pe plac copiilor și amatorilor ne simțim ca copii noi. Frumos, după atâția ani de așteptare, e foarte frumos, mai ales pentru copii. Eu cred că fiecare în suflet suntem copii. O zi interesantă pentru copii este ceva interesant. O leacă ne simțim și noi copii. Este foarte interesant. Primarul orașului a declarat că acest eveniment este organizat în cinstea păcii și, în special, azi, de Ziua Internațională a Copilului, își dorește ca fiecare micuț să nu cunoască niciodată ororile războiului. Felicitări pentru toți copiii de pe tot globul pământesc, cu sănătate, cu înger păzitor și principalul, cu pace. Toate activitățile astăzi în oraș Sângerei sunt dedicate copiilor pentru pace, pentru ca să ne crească copiii aceștia sănătoși, care sunt rodul dragostei părinților. Mulțumim pe calea aceasta părinților, dascălilor. Mulțumim și le dorim la copiii noștri să crească mari, sănătoși, să poată să trăiască pe pământul acesta. În Republica Moldova, Ziua Copilului este marcată în data de 1 iunie. În majoritatea țărilor este sărbătorită la 20 noiembrie, ziua în care s-a adoptat Declarația Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului.